suntem pregătiți la momentul acesta, intervenim pe toate drumurile județene pe care le avem în administrare, avem și alte utilaje care așteaptă, precum vedeți, în rezervă, să intre, să intervină dacă este cazul. Noi avem utilajele proprii, cele 44, care sunt în perfectă stare de funcționare. Astăzi am acționat pe drumuri, primind codul mai de dimineață, s-a acționat pe toate drumurile și în continuare, și în noaptea aceasta, o să acționăm cu aceste 44 de utilaje. Este prima zăpadă pe care o avem în această iarnă. Normal că este o primă probă pentru utilajele achiziționate anul acesta. Cred că și pentru cele de anul trecut, ținând cont că iarna trecută nu am prea avut zăpadă.